Bună, dragii mei, și bine ați venit aici pe canal. Astăzi am un clip extrem de iubit și de așteptat de voi și este vorba de produsele terminate. Acestea sunt produsele pe care eu le-am folosit în toată luna septembrie și haideți să-i dăm bice pentru că sunt destul de multe. De această dată nu le-am organizat pe categorii, fiindcă nu mi s-au părut să fie chiar așa de multe și atunci am zis că nu prea avea sens. O să încep cu două tuburi de șampon uscat. Este vorba de Batiste. Acesta, Rose Gold, este favoritul meu și îl tot recumpăr de ceva timp, cred că de aproximativ un an imediat. Îmi iau cam două pe lună de pe site-ul celor de la Notino. Și acesta, în varianta Pink Pineapple, pe care l-am găsit în Sensi Blue, dacă nu mă înșel, da, în Sensi Blue și a fost într-o ediție limitată. Mi-a plăcut și acesta, însă o să rămân la Rose Gold. Ok, apoi am o mască de față Nature Recipe de la Secret Key. Mă rog, așa se numește firma, cel puțin așa pare a fi. A fost o mască extrem de bibată în soluție, acesta era cu extract de miere. Mi s-a părut așa că masca în sine, da, din materialul acela textil era udă luarcă, pur și simplu. Mi-a hidratat tenul, dar nu am văzut schimbări majore. A fost ok, cred că aș recumpăra-o. Un produs iubit pe care voi l-ați mai văzut în clipurile cu favorite este vorba de mascara de la NARS Climax. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și am abuzat de acest mascara. Chiar dacă voi ați văzut acest produs puțin mai târziu, eu am apucat să-l folosesc încă dinainte, fiindcă am postat destul de târziu clipul respectiv. Am niște șervețele de machiante de la Balea din DM cu extract de gref. Au fost destul de bune, mi-au plăcut. Pentru prețul ce l-au avut, au fost chiar super ok. Șervețele umede, tot așa, din DM. Varianta de lux cu mușețel. Acestea sunt biodegradabile și se pot arunca la toaletă. Mi-au plăcut foarte mult. Un ulei de baie. L-am folosit și pe post de spuman de baie și pe ulei de baie și pe post de gel de duș. Este de la Pharmona, varianta Tutti Frutti cu caramel și scorțișoară. A fost foarte, foarte mișto. Au 500 de mililitri extra extrem de parfumat. Eu pe acesta l-am primit cadou de la de la Notino. Am testat un eșantion. Bine, eu mai aveam parfumelul în variantă mini. Este vorba de Black Opium de la YSL. Știți deja părerea mea despre acesta și anume nu persistă pe pielea mea. Pur și simplu nu ne potrivim. Mai am niște șervețele umede dezinfectante de această dată de la Hygienium. Tot pe asta le cumpăr la birou. Nu pot zic că mă omor după ele, dar nu am foarte multe variante oricum. O mască de buze de la Corica, Hydrogel Lip Mask. Îmi place foarte mult acest produs, este super bun și se văd rezultatele imediat. Am mai avut acest produs și în trecut, este vorba de Hydrating Styling Mask de la Nashi Argan. Este un produs foarte, foarte bun. Pe acesta l-am avut în variantă mini și are doar 40 de mililitri și m-a ținut undeva la 3 luni, 3 luni și jumătate, cam așa, deci super, super mișto. Și apoi mai am două odorizante pentru baie de la Glade Microspray, unul în variantă Bali, Sandalwood și Iasomie și unul cu lăvănțic, acestea două au fost. Mi-au plăcut, însă mi se pare că se termină ceva cam repede și o să mă uit și la alte variante, să mă îndrept și către alte arome sau poate chiar variante pur și simplu de la alt brand. La capitolul make-up am avut și acest fond de ten de la Sephora, îi spune 10 Hour Wear Perfection Foundation. Era fără ulei, avea 25 de mililitri, cam așa arată sticluța. 25 de mililitri, mie mi-a plăcut destul de mult, însă nuanța aceasta, Clear Light sau 10, N10, a fost mult prea deschisă pentru mine și a trebuit să-l amestec cu un fond de ten ceva mai închis ca să poată să își facă treaba bine, dar a fost un fond de ten bun, chiar mi-a plăcut. Nu l-aș recumpăra momentan pentru că vreau să încerc altceva, oricum am super multe fonduri de ten în momentul de față.
Un produs de la Spirit Time, este vorba de gelul de duș din varianta Gourmet Time. Nu aș cumpăra acest gel de duș pentru simplu fapt că nu a făcut absolut nimic fantastic și nici nu făcea foarte multă spumă, ci doar așa superficial. Mirosea destul de ok, dar nu m-a dat pe spate, de aceea nici nu vi-l recomand vouă. Am aici, mi-e frică să nu cadă toate, pentru că sunt două cutii pline, să zicem. Un tonic pentru față fără alcool, loțiune tonică, de fapt, echilibrantă, cu vitaminele F și B6. Era pentru un ten gras pentru, sau mixt, pentru a-l matifia. Mi-a plăcut destul de mult acest produs de la Colistar. După cum vedeți, e bolnav, pentru că l-am scăpat pe jos, s-a crăpat și a trebuit să lipesc cu scotch. Era aproape plin atunci. Era ușor bifazic, pentru că în partea aceasta de jos avea un fel de pudră matifiantă și în partea de sus era loțiunea tonică. Chiar mi-a plăcut destul de mult și de ce nu le-aș recumpăra în momentul când voi termina tot ce am eu la capitolul loțiune tonică sau toner sau mai știu eu ce. Bineînțeles, deodorantul de la Dove Fresh cu pere și aici am un produs care mi-a plăcut extrem de mult. Este vorba de balsamul pentru păr din gama Advanced Techniques Supreme Oils de la Avon. Cam așa arată ambalajul. Mi-a plăcut super mult pentru că mirosea foarte mișto, era extrem de spornic, era nevoie de o cantitate mică pentru a-și face treaba și chiar a fost hidratant și mi-a îmblânzit părul, l-a pregătit pentru descălcire. Chiar mi-a plăcut foarte mult acest produs și l-aș recumpăra cu drag. Că tot venea vorba de balsam, l-am și pe acesta de la Vopsea, de la Casting Creme Gloss, este vorba de L'Oreal 3, foarte mișto și acesta. Dacă tot suntem la păr, am terminat într-un sfârșit și șamponul Dorian Gray de la Lush, a avut 100 de grame și m-a ținut super, super mult. Un produs extrem de bun, l-aș recumpăra de fiecare dată când voi călători și voi da de un Lush. Un alt favorit este vorba de demachiantul bifazic de la Fitz, cel pentru toate tipurile de ten și pentru ochi sensibile în același timp. Atenție, produsele Fitz expiră la 3 luni de la deschidere. Până să trecem la următoarea cutie, mai am încă 3 produse. Este vorba de un gel de duș mare de 400 ml de la Elmi Plant, în varianta Exotic Elixir cu merișoare și fructul pasiunii. A fost un gel de duș cremă, așa arată ambalajul. Mi-a plăcut foarte mult aroma, dar mi s-a părut că usucă puțin pielea. De aceea, dacă voi sunteți fan aromelor de la Elmi Plant, vă sugerez să alternați cu un alt gel de duș. Eu, sincer, l-aș recumpăra, fiindcă nu folosesc două zile la rând sau în aceea zi același gel de duș. Îmi place să alternez de fiecare dată, de aceea și vedeți așa de multe la mine. Încă un favorit este vorba de lumânarea parfumată de la Kringle Winter Apple. Deja am ars-o, îmi place foarte mult, parfumează întreaga cameră. Dacă las ușa deschisă la living, se simte și în celelalte camere, chiar miroase foarte bine. Și o să iau adio de la o paletă de farduri de la Sephora. Dacă ați urmărit clipurile cu colecția mea de make-up din trecut, atunci ați văzut-o și o știți cu siguranță. Se numea Chroma Color, avea o oglindă foarte, foarte mare. Și acestea erau nuanțele. Să fiu sinceră, nu... Acum, uitându-mă la ele, nu mă dă pe spate această paletă. Are și culori mate, are și culori cu glitter și sidefate. Pur și simplu nu mă mai ocup de paleta asta și n-avea sens să stea acolo să ocupe loc. Plus că nu are nici o valoare sentimentală neapărat. Iar în partea aceasta erau creioanele de ochi. O să le vedeți imediat pentru că le-am aruncat și pe acelea. Și aici o pensulă. Acum am dat seama că pensula asta de fapt este bună și pe asta n-aș arunca. Deci pe asta o să o scot să o păstrez. Dar mi-am adio de la această paletă. Nu o să mai iau palete de la Sephora atât de mari, ci doar de la Too Faced sau știu alte branduri, dar de la Sephora nu. Fiindcă mi se pare că în paletele mici și la variante mono sunt mult mai ok din punct de vedere al calității și a pigmentării. Astea din paletele mari au fost mereu mai prăfoase. Și trecem la cea de-a doua cutie. Aici avem lucrușoarele. Am terminat un parfum mini Deep Euphoria de la Calvin Klein. Mirosea bine, însă nu avea o aromă specială neapărat, nu știu, nici nu ținea foarte mult pe piele, așa că ceau.
O pastă de dinți de la Aqua Fresh, Extreme Clean, Lasting Fresh. Asta nu mi-a plăcut așa de mult precum cea portocalie, dacă nu mă înșel, dar oricum pastele de la Aqua Fresh sunt destul de faine. Mai am aici un Calming Face Toner de la Naobei. Este un produs tot așa ecocertificat, la fel ca și produsele Fit sau Natulic. Acestea se găsesc pe site-ul celor de la Pick and Dazzle. A fost un produs bun, mi se pare destul de scumpicel, însă își face treaba foarte bine, este calmant într-adevăr. Cum mi-am dat seama dacă este calmant? E bine dacă aveam, nu știu, pielea iritată în urma epilării cu ceară, știu, în zona deasupra buzei sau, știu, am fost la derma și mi-am curățat fața, ăsta o calma, pur și simplu. Mai am un fixativ, varianta Mega Strong Daft Power de la Schwarzkopf, destul de bun, dar o idee prea puternic. Eu și Vlad am reușit să testăm și acest eșantion duo de la Calvin Klein, varianta Obsessed. Mie mi-a plăcut varianta de femei. Mirosea chiar bine, dar și cea de bărbați este destul de reușită. Nu știu, poate în viitor o să le cumpărăm. O să vedem, ne mai gândim. Am terminat și apa de parfum în varianta intensă de la Giorgio Armani C. Asta era varianta full size de 100 ml, mi-a plăcut extrem de mult. Da, asta este un parfum care și persistă pe mine, miroase bine, este extrem de plăcut, se potrivește cu pielea mea, pe asta l-aș cumpăra cu siguranță. Oricum e a doua oară când l-am avut, prima dată în varianta originală și a doua oară în varianta intens. Am testat și această mostră în nuanța 03 Beige Diafan de la Lancôme, Tint Miracle. Nu pot să zic că m-a dat pe spate acest fond de ten. A fost ok, dar nu cred că aș da banii pe el. Dischetă de machiante de la Evelyn Dindeme, foarte faină. Ei bine, aceasta este pasta de dinți care mi-a plăcut mai mult de la Aqua Fresh, Extreme Clean Deep Action. Asta, cea portocalie, e mai bună decât cea pe verde. Cel puțin mie mi-a plăcut mai mult. Încă un gel de duș, de această dată de la The Body Shop, cu aromă de zmeură. Mi-a plăcut foarte mult și acesta. A avut 250 ml și l-am luat la promoție de la ei cu 28 de lei în loc de 35. O aromă foarte, foarte plăcută. Ei bine, aici este ceva nou la mine și nici nu știu dacă ați văzut cumva într-un haul. Sau poate ați văzut într-un haul. Nu cred că l-ați văzut. Este vorba de benzile de curățare pentru puncte negre, pentru nas, bărbie și frunte de la Gerovital din gama Stop Acne. Ei bine, care a fost treaba cu aceste benzi? Au fost 8 benzi în total. Era tot așa, urlete rusească. Unele extrageau puncte negre, altele absolut deloc. Practic, cum mi-era norocul. Pentru că de aplicat, le aplicam exact la fel. Prin urmare, nu le voi recumpăra. Am reușit să termin și masca aceasta de la Sephora, este Blue Clay Mask, acesta în sachet, așa, în pliculeț. A avut 35 ml și aici zice că este pentru 4 utilizări, eu am scos 6 și încă ar mai fi mers poate una mai subțirică. Mi-am adio și de la acest săpun lichid de mâini, Soapery Handwash cu neroli și trandafiri, îmbogățit cu aloe vera organic. A avut un dispozitiv de aplicare foarte straniu pentru un săpun de mâini, era cremos. Vlad nu l-a suportat absolut deloc, ci drept și eu am cam așteptat să se termine. A fost ok, curăța mâinile, dar era ciudățel. Opa, era să zboare. Era destul de ciudățel și nu cred că l-aș cumpăra sau recumpăra. Un produs ce mi-a fost trimis spre testare într-un press kit, foarte fain de altfel, este vorba de Tattoo Brow Long Lasting Tint de la Maybelline. Mi-a plăcut extrem de mult, m-a ținut 6 luni și îl foloseam cam o dată pe săptămână sau la 2 săptămâni dacă uitam de el. Iar nuanța mea este, habar n-am, medium brown. Nuanța mea este medium brown în cazul în care vă interesează. Aici sunt creioanele de la Sephora de care v-am povestit înainte. Acestea sunt toate din paleta mare și le arunc pentru că miros deja vai cum zicea la lipiciul acela din grădiniță care ne jucam, nu mai știu cum se numește, acum îmi scapă, aracet, așa, miros aracet. Mă despart și de frumusețea asta, pensula mare de pudră de la Sephora, pentru că
deja năpârlește în ultimul hal și numai că năpârlește și cad peli, dar se și rup așa pe la jumătate. Era Pro Round Powder Brush, în cazul care vă interesează, dar m-a ținut undeva la 2-3 ani, deci o fesură destul de bună. Aici avem un ser ce se aplica pe ten pentru a micșora porii sau cel puțin a da acest efect, da? Și pentru a-i strânge așa un pic. Este de la Lilioeli, Dr. Ampule, l-am luat de pe The Makeup Shop, nu știu dacă se mai găsește la ei. Asta este aproape gata, am rămas chiar un degețel înăuntru. Mi-a plăcut destul de mult, dar acum am alte produse și m-am săturat de asta. Avem aici o rezervă de la Wilkinson, la Maderas. Un produs care a expirat, este vorba de un ulei de corp de la Sephora. Îl primisem cadou acum foarte mulți ani și am tot uitat de el. N-am folosit decât un sfert, așa, și restul e gata. A expirat. Aici avem un refreshing gel wash de la Optimals Oriflame. A fost ok, dar nu m-a dat pe spate și nu îl voi recumpăra. Oricum s-a terminat foarte, foarte greu și m-a săturat de el. Aici am un plasture de la Skin Light. Este cu un plasture pentru extragerea punctelor negre. Astea îmi plac mult mai mult decât cele de la Gero Vital. Apoi am o mostră de la Culti Milano. Este de fapt un parfum de cameră. Primisem cadou de la Oro. L-am folosit și în mașină și în casă. Miroase destul de bine și ține. Aici am un ruj care este deja gata. A fost de la Weibo, Glossy Nude, nuanța 2, se găsește în DM. Un ruj foarte fain și a avut un preț de până în 20 de lei, ceva de genul. O apă de parfum Noir Artist de la Victoria's Secret, asta a avut 7,5 ml, era cu pulverizator, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mă tot întrebați mereu de unde mi-au miniuri. Miniurile le găsesc fie în aeroport, în duty free-uri, fie pe Auro, Notino, că deja am avut procesul de rebranding, a avut loc. Am o ceară pentru lampă de la Yankee Candle Paoreza. Paoreza, scuze, cam așa arată eticheta. Mi-a plăcut destul de mult, mi se pare că la primele trei arteri miroase destul de bine, dar pe urmă deja își pierde din intensitate. Aici am avut o mostră cu o cremă Fresh Cream and Mask, foarte interesant. De la Vichy Slow Age, cea de noapte. Asta mi-a plăcut super mult. Deci e singurul produs din gama Slow Age care mie chiar mi-a plăcut și mi-a plăcut mult. O apă de gură de la Aqua Fresh, Fresh and Minty, pe asta l-am tot recumpărat, știți că îmi plac. Pe urmă, am un creion de ochi, Eye Pencil, de la NYX, nuanța 614 Lavender, care mi-a expirat, am folosit foarte puțin din el, cam așa arăta creionul. Și deja este gata pentru că, din câte știu, are 12 luni de la deschidere, da? Deci un an valabilitate de la deschidere și mie mi-a cam depășit această perioadă. Aici am un scrub de la Lush, este vorba de varianta Popcorn, este un scrub de buze, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ador aceste scrub-uri de buze și chiar văd un efect imediat și de durată, aș putea spune. Iar ultimul produs este vorba de adezivul pentru gene false de la Duo. L-am folosit pe jumătate, dar a expirat. Acum am extensii de gene din nou, iar vara nu cred că voi mai folosi gene false, așadar nu mai avea sens să-l țin pe acolo. Oricum, expira la 2 ani de la deschidere și se apropie de undeva de 2 ani. Ei bine, dragii mei, acestea au fost toate produsele terminate pe care eu le-am folosit în luna septembrie. Ne revedem cu drag și la următoarele clipuri. Vă pup! Pa, pa!